Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Cadastru, pe înțelesul tuturor, și astăzi avem o ediție specială, având în vedere că putem spune câteva lucruri foarte interesante despre o echipă pe care vă prezentăm în câteva secunde, performantă, care a reușit lucruri deosebite, după o muncă asiduă, să zicem așa, a ajuns la un liman. Și am să-mi permit să-l introduc în primul rând pe domnul Dămăcuș Gheorghe, expert din județul Arad, cel care a venit cu ideea ca să schimbăm filozofia în domeniu. Bună seara, domnul Dămăcuș! Bună seara, ție și... Mergem mai departe la Miercurea Ciuc, acolo unde l-avem pe domnul Botor, cu care am lucrat extraordinar de bine și am propus un proiect de regulament în numele asociației noastre, Evaluatorilor Funcționari din România, și vreau să fac o precizare foarte scurtă, identificată pe site-ul nostru. Evaluarea unui teren nu înseamnă să determini numai valoarea. Însemnează să fii puțin de tot mai bine pregătit, să înțelegi că un imobil, dacă îl evaluezi, trebuie să-l evaluezi din punct de vedere al amplasamentului, din punct de vedere al atributelor pe care le are, din punct de vedere al calităților pe care le are acest imobil și, evident, și valoare. Ținând cont că noi în cadrul cadastrului studiem cele trei funcții, tehnic, economic și juridic. Bună seara, bine ați venit, domnul doctor! Bună seara, bine v-am găsit după două săptămâni. Nici o problemă, nu ne-am depărtat, noi am ajuns mai departe. Iată, mergem și la Brad, acolo unde îl avem pe prietenul nostru veșnic, tânăr și ferice, domnul Daniel Indreiu. Bună seara, un om deosebit cu care am fost la București împreună pentru a discuta subiecte despre expertiză, și iată că mâine va fi o zi deosebită, că de am și organizat în seara asta această emisiune. Bună seara, bine v-am găsit! Și bineînțeles că am să propun o introducere abruptă pentru a înțelege foarte bine fenomenul, și anume, în Biblioteca lui Dumnezeu, la un moment dat se spune așa: cel ce a furat să nu mai fure, și mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă, ca să împartă cu cel ce are nevoie. E un lucru extraordinar de important, pentru că, de fapt și de drept, instanțele de judecată sau fătuirea binelui public în România asta urmărește, ca să învățăm pe oameni să fie respectat, să fie onest, să fie corect, să fie demn. Am să introduc un lucru foarte pe scurt. Cum a ajuns ca această modificare să fie promovată în 31 decembrie de către Parlamentul României, după ce a fost cenzurată de Curtea Constituțională? Și am să-mi permit să spun de ce am fundamentat această modificare pe următorul text. Bineînțeles, după aceea, colegii mei au să spună opiniile și, evident, țintele pe care le urmărim pentru ca să obținem ceea ce ne propunem. Pentru punerea în cont a reglementării cu prevederile din Codul de Procedură Civilă a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, unde la articolul 336 aliniatul 3 este reglementat că în cazurile anume prevăzute de lege, depunerea raportului se va face numai după obținerea vizelor tehnice necesare, ce se eliberează numai de organismele specialitate competente. În forma reglementată în prezentul, expertizele tehnice judiciare din domeniul topografiei se depun după obținerea vizului tehnic emis de oficiu, numai la solicitarea instanțelor de judecată. Aici un mare partipliu, aici o să vedem cum se va rezolva, pentru că legea dispune altfel și dacă noi nu vom promova respectarea legii, nu o să reușim să facem treabă bună. Unele instanțe nu solicită, făcând uneori imposibilă înscrierea sentințelor judecătorești în sistem integrat de cadastru și carte funcțională, datorită faptului că unii experți nu țin cont de informațiile din rezidențele oficiilor teritoriale. Și aici avem o problemă, pentru că oamenii fug de pregătirea continuă, care am tot bătut monedă pe ea și cred că nu vom renunța la ea de dragul cuiva. Luând în considerare programul e-guvernare, care precizează guvernarea electronică, se prezintă procesul de reinvestiție a sectorului public prin digitalizare și noi tehnici de management a informației, proces al cărui scop final este creșterea gradului de participare politică a cetățenilor și eficientizarea aparatului administrativ,
prin respectarea principiilor care stau la baza furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice care sunt transparență în furnizarea de informații și servicii publice, confidențialitate, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu caracter personal, garantarea disponibilității informațiilor și a serviciilor publice, etc. Pe cale de consecință se impune utilizarea sistemelor informatice în cazul de față cel gestionat de ANCPI, care scurtează timpul de elaborare a expertizelor prin furnizarea informațiilor existente în baza de date oficiilor de cadastru în format electronic și analogic, acolo unde situația impune, eliminarea subiectivismului în ceea ce privește modul de lucru, eliminarea posibilității influențării activității experților care trebuie să aibă o activitate independentă, care potrivit reglementărilor europene și a codului de procedură civilă este controlată doar de către organul care, jurisdicțional care a ordonat expertiza, dar și garantarea integrării hotărârilor rămase definitive care se bazează pe propunerile efectuate de expert. Și mai e un lucru foarte important care vrem să-l punem în evidență și mai sunt câteva după aceea, după ce o să vorbim și cu colegii, ținând cont de caracterul tehnica la avizului Ministerului Justiției nu mai este necesar a fi semnatarul comun, ținând cont de faptul că avizul este tehnic, care va fi emis de către aplicația informatică a ANCPI în vederea facilitării integrării imobililor în sistemul integrat de cadastru și carte funcționale după promptarea hotărârilor judecătorești pe baza unei proceduri stabilite de către ANCPI. Ceea ce pot să vă spun este că mâine, împreună cu domnul Dămăcuș și domnul Racoși, evident cu acordul colegului Întreiu, vom reprezenta la agenție, la prezentarea noului regulament a Asociației Evaluatorilor Funcționale ca inițiatoare a acestui proiect și vom susține punctele de vedere în sensul că, în calitate de președinte, susțin și reiterez faptul că ne interesează să avem o autoritate puternică, competentă și responsabilă față de un domeniu de importanță națională cum este cadastrul. Și poate să o facă pentru că este o demonstrație de forță, anume că ceea ce AF România a propus se și înfăptuiește. Domnul Botond, încep cu dumneavoastră și vă întreb, a fost greu să elaborăm acest proiect de modificare, de reașezare a lucrurilor în normalitate? Pentru cei care lucrează în domeniu, cunosc foarte bine problemele legate de vechiul regulament și cei care cunosc acele probleme, pentru ei nu este greu să elaboreze un regulament. Practic, dacă mi-aduc bine aminte, în 2-3 zile am analizat fiecare punct în parte și am ajuns la o formă finală. E clar că vechiul regulament datând din 2011 a venit timpul să facem modificări, pentru că din 2011 încercăm să înțelegem rolul acelui regulament, acelui aviz. Nici oficiile nu prea înțeleg care este menirea lor și instanțele au probleme în înțelegerea rolului avizului. Și mai ales dacă avem în vedere că regulamentul în baza căruia s-a dat avizul până acum, modul în care s-a dat avizul trebuie modificat. Ghiță, ești autorul lansării în spațiu public a ideii ca ETERA să elaboreze un raport cu privire la ceea ce trebuie să fie înlocuit ca și inspector. Cum de te-ai gândit la acest subiect? Care ți-a fost intra și cum vei privi mâine lucrurile sub forma asta? Primul rând, termenul. Probabil că raportul va fi generat automat în câteva minute, probabil că maxim într-o zi. Până acum dura cel puțin o lună, deci timpul în care va fi depus acel aviz, probabil că va fi de îndată cu raportul de expertiză. Scopul este ca, de îndată ce se naște un litigiu, în aplicația ETERA să fie marcată zona în care acel litigiu există, ca el să fie vizibil pentru toți prestatorii, atât la înregistrările sporadice, cât și la înregistrările sistematice. Să fie o atenție în care se spune că cineva, dacă încarcă o lucrare, în acea zonă se suprapune cu sau nu cu un litigiu. Asta e principalul scop. Timpul și
Calitatea, că aici pentru a putea parcurge subiectele astea va trebui să umblăm la calitate. Daniel, ai fost cu noi la București când primul pas care s-a făcut în discuția respectivă în februarie 2020, dacă mi-aduc bine aminte, sau 2019, nu mai țin exact, s-a dat drumul pe țară la experți în prima etapă, la accesul la cărțile funciare. A adus un aport la beneficiul sau la economia de informare a cetățenilor și a colegilor noștri în domeniu sau nu? Nici nu se pune problema, cred eu, să nu fie adus, pentru că este de mare folos tuturor acest acces. Dar sigur că și eu mă amintesc că atunci am avut discuția și cu privire la aviz și era varianta aceasta ca avizul să fie dat automat de sistem, să se elimine factorul uman. În momentul de față și eu sunt de aceeași părere ca domnul Botic că avizul este înțeles într-un mod diferit de toate părțile implicate în soluționarea litigiilor, ori să ceri 7-8 avize pe diferite variante de grănițuire atâta timp cât conturul imobililor este același, doar linia de graniță diferă, mi se pare așa o chestiune totală de neînțelegere a fenomenului și de muncă inutilă în plus. Eu nădăjduiesc că prin aceste discuții se vor remedia mai multe aspecte cu privire la situațiile în care se cere avizul, pentru că sunt unele situații în care nu știu dacă este chiar atât de necesară obținerea avizului. În cazul relatat de mine mai înainte, în mod evident este suficient să se avizeze o singură variantă, de cum nu știu câte variante. Deci, mergem puțin de tot mai departe, că vom aborda câteva subiecte foarte importante pe care noi va trebui să le susținem, și anume, ca asociație profesională, atunci când am propus modificarea legii, am apreciat ca extrem de important ca acest regulament să se facă cu consultarea asociațiilor profesionale care adună în jurul lor experții tehnici judiciari. Noi, ca asociație, apreciem că toți experții din România tehnici judiciari trebuie să facă parte dintr-o asociație care să fie funcțională. Noi, ca asociație a evaluatorilor funciari, care avem în proiectul nostru, pentru că putem să spunem că ne ocupăm de foarte mulți ani, acel ghid care este pe Ministerul Justiției, apreciem ca extrem de util să eliminăm acea dispersie și să propunem tuturor să se organizeze. Nu ne deranjează absolut de niciun fel orice organizație, dar atenție! Cine a furat să nu mai fure. Este foarte important acest mesaj. Să înțeleagă foarte bine că pentru a face o asociație trebuie să ai la bază câteva principii de onestitate, demnitate, respect, empatie. Dacă nu le ai pe acestea, e o problemă fundamentală care degenerează și ne duce în situații în care să fim în situația de a nu avea principii. Iar principiile asociației pe care o reprezentăm toți patru la ora actuală sunt responsabilitate, calitate și eficiență. Domnul Boton, este necesar să construim acest regulament pe cele trei principii? Chiar dacă o să mă contrazici, trebuie să te felicit pentru faptul că ai strâns câțiva experți, sau mai mulți sau mai puțin, acum depinde cine cum apreciază, pentru că sunt expert de 32 de ani și până acum n-am observat să se ocupe cineva cu această problemă ca organizație. Deci e clar că avem nevoie de o organizație, avem nevoie de cineva care să ne reprezinte în fața Agenției Naționale, în fața Ministerului Justiției și în alte domenii, cu judecătorii și așa mai departe. Cele trei principii sunt evident corecte. Pot discuta despre probleme legate de expertize, cei care lucrează în domeniu. Cine n-a făcut în viața lui o expertiză tehnică judiciară, n-are despre ce să discute. Ca să zicem, pe românește să tacă. Așa e mai înțelept.
Aici vreau să fac o precizare. Ai spus că eu nu vreau să fiu o singură organizație în ceea ce privește reprezentarea experților, pentru că poate acel președinte să cadă în păcat. Că așa cum au venit la emisiunea noastră acum 3 săptămâni în urmă cei de la alta asociație și au spus că ei ar trebui să gestioneze emisiunea, ca o lovitură de palat, n-au mai venit de nicio culoare, dar încearcă să pară să zicem, ca să nu folosesc un alt termen, salvatorii neamului. Dragii mei români, cine a furat să nu mai fure? E foarte important să faceți ceva din muncă serioasă și solidă. Deci, punctul meu de vedere, ca să te contrazic, da? Este important să existe cât mai multe asociații serioase, iar cele neserioase să se ducă în apa uitării. Așa eu cred. Mergem puțin de tot mai departe. Ceea ce pot să vă spun că am stat de vorbă cu domnul director Guzaș în perioada aceasta și vreau să vă spun că mi-a plăcut ce mi s-a prezentat legat de intențiile Agenției Naționale de Cadastru. Sunt niște idei care au fost preluate din experiența experților, mai avem câteva chestiuni de lămurit legate de faptul că un expert nu poate face decât propunere. Am dreptate, Ghiță? 100%. Deci asta va Și trebui să acel înțeleagă expert să toată fie lumea, și pentru că, numai puțin, acel expert să fie te și las imediat. Te las imediat. De ce? Trebuie să înțelegem că statutul nostru nu poate să depășească o anumită limită. Limita respectivă este de agent constatator și ceea ce facem noi se numesc propune. Evident că dacă denaturăm și devenim un apanaj al analfabetismului funcțional pentru că nu înțelegem ce citim și spunem că facem planuri de amplasament și delimitare, ducem în eroare pe toată lumea. Eu nu am nici cel mai mic interes de a păcăli pe nimeni, și de-aia vreau să fiu foarte limpede că voi cere cu foarte mare hotărâre să se înțeleagă acest statut care face parte din demnitate, onestitate și respect. Am dreptate, Ghiță? așa trebuie să fim. Și în completarea ce ți-am spus, acel expert care este parte să și participe la expertiză, nu numai să citească raportul făcut de expert denumit și apoi să opună opinia. Da, aici avem două paliere de judecat, avem o problemă legată, așa cum voi propune și eu, mâine, pregătirea continuă care va trebui pentru expert să fie pe două paliere, cu Agenția Națională de Cadastru, care reprezintă autoritatea supremă din domeniu, pentru a fi familiarizați experții cu toate modificările, cu toate disfuncționalitățile, să le punem pe rol să poată să fie dezbătute și găsite soluții. Și a doua cu colaboratorii noștri judecători și aici avem iarăși, deci bune, am să vi le spun la moment oportun. Deci, Daniel, cum apreciezi tu? Un expert face ce vrea și devine judecător sau este doar un om care slujește plecând de la etimologia cuvântului ministru? Expertul trebuie să răspundă la obiectivele expertizei încuvințate de instanță și atât. Nu trebuie să-și dea el cu părerea cu privire la modul de soluționare al dosarului. Și, în general, eu zic că orice aspecte care sunt semnalate colateral pe lângă obiectivele formulate de instanță nu prea așa au rostul, pentru că ne complicăm singuri. Dăm naștere la diverse variante de interpretare a acestor lucruri, chiar unele speculații, iar avocații pe bună dreptate pot să facă observații cu privire la aceste aspecte. Se cade să mulțumim mai multor parlamentari, dar în mod special celor doi parlamentari care au făcut posibilă promovarea acestei, să zicem, schimbări de paradigmă. Domnul Ovidiu Victor Ganz și domnul Silviu Wexler, reprezentanții minorității germane și minorității evreiești din România, care au înțeles și au promovat lucrul ăsta și l-au susținut. Spre surprinderea mea, am primit recent o nouă lege care preia identic subiectul cu alți inițiatori, în sensul că tot de la noi au primit, de la cei care am lansat în spațiu public
acest amendament și l-au dus mai departe. Aici avem o constatare doar că diferența este că acest ordin va fi publicat în Monitor Oficial. Deci de aici putem să deducem mult cum funcționează unele lucruri mai sus de noi. Am dat un comunicat prin care am precizat ceea ce vrem să facem și mă bucur că totuși, chiar dacă puțin mai târziu, acum probabil s-a descătușat puțin pentru că legea nouă a venit acum prin data de 15 martie, 90 de zile depinde când se calculează, avem timpul fizic necesar pentru a avea un ordin foarte bun. Și tot legat de subiectul acesta, vreau să mulțumesc în mod special colegilor care stau în fața mea, pentru că acești trei oameni, în mod special Ghiță, după aceea Indreiu și apoi s-a alăturat de noi domnul Racoși, ei împreună cu mine am făcut eforturi fabuloase pentru a înțelege lumea că interesul public trebuie să primeze. Și le mulțumesc, distinși domni, pentru efortul vostru, care nu este unul mic, și mă bucur pentru că am fost ascultați. Am fost băgați în seamă de agenție, am fost invitați și sperăm ca mâine să ne ducem cu fruntea sus și să spunem că ne iubim țara, chiar dacă suntem unguri, ne interesează binele public, evident că ne dorim profesionalizarea domeniului și vrem în mod obligatoriu să punem în evidență munca celor care au reușit să construiască sistemul ETERA. Și vreau să vă spun că pe surse știu precis că nu vreau să comentez, poate a mai crescut procentul, dar este folosit la un procent destul de mic la capacitatea lui de a rezolva sistemul câte poate să facă. Deci nu există niciun motiv decât cel al celor care luptă împotriva României să pună în valoare ceea ce au muncit oamenii din domeniu, pentru că nu poți chiar să faci acest lucru. Și mergem puțin de tot mai departe și zicem așa, este nevoie de morală în domeniul expertizelor tehnice judiciare și credem că toți experții din România, nu numai, trebuie să ofere și să fie caracterizați de câteva virtuți morale, și anume optimismul, care este legat însuși de conceptul de binele public, înțeles ca scop al acestei categorii de profesioniști. E greu să găsești oameni optimiști în ziua de astăzi. Curajul, care constă în capacitatea de a acționa drept, chiar dacă presiunile politice și cererea de favoruri din partea partidelor politice, organizațiilor, politicienilor sau chiar a celor apropiați sunt uneori copleșitoare. Corectitudinea este asociată cu datoria supunerii față de lege și empatia, care este capacitatea de a te pune în situația celor care depind de deciziile tale. Cum le apreciez aceste virtuți morale, domnul Botond, legat de activitatea de expertiză? Eu cu optimismul știi foarte bine, n-am probleme, deși în multe cazuri nu am motiv să fiu optimist. Revenind la cele discutate puțin mai devreme, legat de accesul la cărțile funcționale în format electronic, eu chiar aș merge mai departe. De ce nu putem avea acces online la toate informațiile de care avem nevoie? La schițele vechi de carte funciară, la planuri cadastrale, topografice și așa mai departe. Ai posibilitatea să-ți pui acest năduf care l-avem și noi în plin la acea ședință. Gândiți-vă, în 2008-2011 a fost o campanie de conversie PAD, când chiar și eu am participat, am scanat sute de mii de documentații cadastrale, sute sau mii de planuri de toate felurile. Ele stau acolo în format, le-am georeferențiat, bineînțeles, planurile, stau acolo undeva pe un server, la oficii teritoriale, deci n-am putea avea acces. Cineva trebuie să facă numai ordine, să le pună într-o anumită ordine și să, pe bază de user parolă, să avem acces și la acele informații care există deja. Nu trebuie să lucreze nimeni la ele.
N-ai rămas doar la optimist, sau restul nu mai contează, curajul, corectitudine, empatia. Restul nu mai contează. Cu optimismul rezolvăm orice. Optimismul. Deci, curajul, corectitudinea, cum e? N-ar trebui să fii expert dacă nu te încadrezi aici. N-avem ce discuta de asta. Deci, trebuie să îndeplinești în mod aceste virtuți, în mod cer. Ce zici, Daniel? Eu ce să zic, că nu pot să contrazic un expert de 32 de ani, că eu n-am decât 22, deci nu pot să... Mai am peste 10 ani, abia ajung la experiența, cel puțin în teorie, că poate că... Eu între timp merg mai departe, eu o să am 42 atunci. Deci nu te așteaptă să știi că domnul merge mai departe. Și hai de a, să... Așa? Păi am crezut că rămâne pe loc. Deci nu, chiar... Poate dacă își mai lasă din ambiții aiureli consum de energie negativ într-o direcție, mai bine să construim. Și acum vă spun încă un lucru de mare importanță, zic eu, pentru că neavând până acum o posibilitate să oferim colegilor din țară, am discutat deja cu judecătoria Arad, am discutat cu doamna Erica Nistor, care este consiliera mea, fosta președinta Curții de Apel, și m-a sfătuit legat de faptul că după ce vom parcurge ghidul cu parteneriatul ăsta pe care îl derulăm la Arad, Centrul PIFKF România, împreună, evident, sub conducerea judecătoriei Arad, împreună cu agenția și cu avocații, să începem niște cursuri gratuite lunare pe Zoom cu persoanele care au calitatea de expert și doresc să se profesionalizeze. Atenție! Pe gratis! Noi nu am pus nici într-un caz să fim foarte limpezi sume exorbitante pentru acele cotizații, în așa fel încât să mergem la plimbare în Singapore sau în alte părți. Nu avem acest interes, avem interesul să ne iubim profesia, să facem binele public. Sunt șanse foarte mari ca în curând să demarăm aceste acțiuni și cei interesați de înfăptuirea binelui public, evident, să poată să participe la aceste cursuri. E va fi greu, dar cu răbdare, cu tenacitate, dacă am ajuns până aici, nu putem să lăsăm lucrurile unde izbeliște. Ce părere ai, domnul Botton? Da, sigur. Nu te pot contrazice niciodată. Spui lucruri De ce nu mă corecte. Pot contrazice, domnul Botton? Democrația este ceva care este fabulos. Rațiu spunea să mă lupt pentru tine până la ultima mea picătură să mă contrazici. Picătură zânge. Îți reamintesc când am pornit acum, nu știu, 2-3 ani împreună la regulamente, am lucrat la ele. Și am introdus, printre alte, noțiunea de pregătire profesională continuă și eu am fost printre cei atacați, tocmai ceea ce ziceai, că unii credeau că vrem să facem bani din chestia asta, că atunci eram și lector universitar, imediat mulți oameni s-au gândit că este o afacere pentru noi. Deși era departe, cum ai zis și tu, cursurile propuse vor fi gratuite. Deci mai sunt și oameni care nu se gândesc numai la venituri, la bani, vor să facă lucruri serioase pe gratis. Cum e, Ghiță? Ce părere ai? Sunt necesare aceste pregătiri pe baza unor colaborări cu experți, cu experiență, cu suflet, care și-au dat dovada prin tot ce au făcut până acum? E o șansă de redresare? Două lucruri sunt importante. Primul lucru este munca care depui tu să te dezvolți și doi, sursa de informații. Din păcate, în domeniul nostru, al expertizei... Deci nu care depui o Mihai Racovician, ci tu ca expert. Da, tu ca expert. Fiecare personal... Ca să înțeleagă oamenii, ca să nu... Fiecare personal, ceea ce face personal să se dezvolte, să învețe, să cunoască legislația, tehnologia, exprimarea, structura rapoartelor, o grămadă de probleme care sunt asta. Și cealaltă este sursa de unde te informezi. În domeniul ăsta nu a existat acum 10 ani, 11, când ți-am trimis astăzi, chiar era o surpriză, mâine o să fie 12 ani de când sunt expert. Tânăr.
Amândoi suntem la fel de tineri. Nu ne Sper că comparăm nu. cu poporul Eu nu român. am, ambiții să am 30 și 40 și... Suntem din 10 în 10, înseamnă că 12, 22, 30. Da. Da, ok. La mine sper să fie cât mai scurt. În domeniul ăsta nu a existat bibliotecă, nu a existat nimic. Singurul care l-ai făcut la începutul este acel ghid strict legat pe partea de topografie, care, în mod cert, acum trebuie actualizat și în rest nu este nimic. Vom avea. Deci cu tenacitate, cu responsabilitate, cu oameni ca voi, cu oameni care au suflet, să știți că am oameni de calitate, în mod cert, vom crea un impact pozitiv în direcția pe care mergem. Daniele, cum apreciezi tu ce am discutat până acum? Dacă vrei să fii contrazis, o să te contrazic eu cel puțin parțial, pentru că eu obișnuiesc să te contrazic. Ai spus și într-adevăr există oameni care pun suflet și chiar la ghidul la care se lucrează sunt și știm din partea cealaltă, respectiv din partea justiției, atâția angrenați în elaborarea acestui ghid. Dar eu am un of mai vechi și vreau să reamintesc că mi se pare că Ministerul Justiției, la nivel central, are o implicare foarte redusă în activitatea de expertiză judiciară. Eu zic că ar trebui să fie o mult mai mare atenție acordată acestui domeniu la nivel central decât este și decât a fost de când sunt eu expert. Pentru că asta este părerea mea. Am mai vorbit și de cei 10% care reprezintă cota Ministerului Justiției, care nu știu cum se folosesc, nu-i problema mea, că nu sunt eu în măsură să fac aceste verificări, dar cred că se putea mult mai mult pune accent pe activitatea asta de expertiză din partea Ministerului. Domnul Daniel, acum hai să o lămurim. Când am spus în proiectul de modificare a legii că Ministerul Justiției nu are ce să caute în elaborarea unei norme tehnice, a fost și acest motiv. Să fim foarte limpezi. Deci eu sunt cel care am propus toate modificările în lege și cele care au generat acum acest impact care schimbă filozofia. E clar, deci am sesizat. Și te-a auzit cineva? Nu știu asta. Nu știi? Am mai auzit, mai știu câțiva judecători care au mai ascultat și Nu, am nu, avut nu. discuții, Te-a dar în auzit particular. cineva că vrei 10% să mi se explice? A, nu, eu cei Nu, păi asta 10% am voiam să întrebat, nu fie altceva am folosit. întrebat, dragul meu. Eu cei 10% voiam să fie folosit în acest scop, dacă tot se rețin, sau poate nu Citește ceva acum 10%, că să dar. vezi care s-a îmbunătățit și dacă vei vedea acolo ce categorii de personal intră, nu-i nicio șansă pentru tine ca expert să primești o băgare de seamă. Dar eu nu vreau să primez, vreau să fie organizat, să ne folosească tuturor o parte din sumele Daniel, respective, să nu dacă lăsăm, tot. auzi, ce putem face să nu lăsăm pe mâine. Asta e o zicere care trebuie să o facem și ca atare. Eu n-am așteptat după mila altora. Dar mi se pare așa ciudat că unii au stat la pândă și dintr-o dată când au auzit, s-au dus acolo, domne, la București. Vezi, doamne, că ce-o fi? Ce oferă? Ce oferă? Pentru că asta e problema. Ce oferă? Sau pe cine slujesc? Pe cine reprezintă? Sunt niște probleme care trebuie să ni le punem, să ne facem o epicriză. Ce urmăresc? Să blocheze și acum ceea ce noi am muncit atât de mult? E o întrebare la care nu putem să răspundem, ci vom vedea. Pentru Cei că. care fac asta sunt tot cei care aveau suspiciuni cu privire la pregătirea continuă, că ce interes o fi în spate, probabil. Da, interesul este în spate pentru că trebuie să rămânem dispersați, ca oamenii să rămână la nivelul la care să li se aducă tot felul de responsabilități, să li se ocupă timpul, să nu mai poată să învețe nimic. Am dreptate, domnul Oton. Da, dar dacă tot îmi dai cuvântul, aș veni cu o întrebare. Sunt curios care este punctul vostru de vedere. Este nevoie de dialog între
componentele actului de justiție respectiv, expert, avocat, judecător, sau dialogul trebuie exclus în totalitate? De ce întreb? În anii 90, mi-aduc aminte, avocații bătrâni mă chemau în birourile lor, mi-au prezentat cazul, mi-au pus întrebări, mi-au explicat care este ce urmăresc ei, ca să înțeleg și eu problema. La rândul lor, judecătorii m-au chemat din când în când, au cerut explicații, pentru că nici ei nu înțelegeau totdeauna. Cum am avansat cu timpul, acest dialog a dispărut în totalitate. Nu este permis sau care este motivul pentru care lucrăm fără să avem contact cu nimeni din zona justiției? O să răspundem fiecare la această întrebare. Te rog, Ghiță. Din păcate, dinamica în expertizele judiciare, în specialitatea cadastru topografie, este mult, mult mai mare față de trecut. Personal, am peste 80 de expertize active în lucru, în mod frecvent. Dacă ar trebui să merg la fiecare să dau explicații, nu știu. Gândiți-vă că înainte vorbeam de expertize doar pe intravilan, pe zona de carte funciară, foarte, foarte puține, poate una, două pe an, extravilan, titlul de proprietate. Acum, nimeni, cred că încă nu, cred că niciunul dintre noi patru, să nu vorbesc de alții din țară sau judecătorii, vor putea anticipa ce va fi următorii 10 ani în expertize judiciare, în înregistrări sistematice. O să vedem. Dar întrebarea a fost punctuală. Te rog, nu mă lua cu teorii, cu învârteli. Domnul te-a întrebat, e necesar dialogul sau nu? Hai, nu mai filozofăm acum. Nu motivăm. Este necesar, dar nu mai avem timp pentru el. Asta e problema. Ai răspuns. Este necesar. Domnul Indreiu, haideți să te văd și pe tine. Răspunde la domnul. Să nu fie nici ca unul, nici ca celălalt. Sunt unele spețe mai ușoare, unde poate că nu este necesar, dar unde situațiile sunt mai complexe, eu zic că este neapărat necesar. Nu se poate fără dialog și să mai aprofundez un subiect. Există și în justiție oameni, sunt judecători și judecători, sunt judecători care pun mâna pe telefon și ei și dau un telefon și discută, ceea ce eu consider pentru mine sunt niște oameni deosebiți aceia care fac acest lucru, pentru că alții, din păcate, nu știu ce cred ei, că să nu se coboare la nivelul expertului sau nu știu ce, cum consideră, au o atitudine cumva, ne privesc poate de sus, poate exagerez eu, dar nu mi se pare normal să nu existe comunicare, pentru că interesul tuturor este ca soluționarea dosarului să se facă în mod corect și ceea ce facem noi, expertiza pe care întocmim, să stea la baza unei sentințe corecte. Și ca dovadă că noi suntem oameni foarte pragmatici și foarte corecți în ceea ce putem spune că ne dorim să realizăm, iată că am întocmit un parteneriat cu judecătoria Arad, cu Centrul Pisca AF România, am invitat și am primit listă cu cei care sunt reprezentanții agenției, respectiv domnul Buzar, domnul Rinu Trușcă, domnul Sorin Nicolae Truță, doamna Tiana Clepe și de asemenea o pleiadă de avocați care vor participa la realizarea acestui ghid. Este o dovadă certă că întrebarea domnului Botond are un singur rezultat, absolut necesar dialogul, pe care încercăm să-l construim, depinde de fiecare dintre noi. Motive sunt 100. Vi le-o prezenta Ghiță, vi le-o spus domnul Daniel. Domnul coleg, atunci când vrem să facem un lucru bun, trebuie să înțelegem că nu suntem Mafalda și că dacă nu ne informăm și nu înțelegem care este poziția care trebuie să fie corectă, e foarte rău. Printre subiectele pe care le vom aborda, nu mâine, atenție, în ghid, este statutul expertului în cadrul expertizei. Și aici putem vorbi despre concizie, pentru că toată lumea vrea concizie. Știința comunicării spune că
Acest procedeu de concizie e valabil doar în situația în care discutăm între aceiași oameni cu pregătire similară. Dacă vorbim concis în profesii diferite, vorbim unilateral. E o problemă de educație, de analfabetism funcțional. Am studiat acest subiect, m-am confruntat cu probleme multe. Trebuie să înțelegem argumentația și motivarea, care sunt lucruri de știință, nu le pot studia doar din amintiri sau că au făcut expertiza X sau Y într-un fel sau într-altul. Fiecare expertiză este grea, nu există niciuna simplă. Aparent că ai reușit tu să o rezolvi, asta e o șansă a ta, din punctul meu de vedere. Apreciați, domnul Rotond, că expertizele sunt simple? Nu sunt. Bine, sunt expertize mai simple, mai puțin simple, dar la fiecare trebuie să dai maximul din tine. Evident că nu poți să faci expertize într-un mod superficial, pentru că de lucrarea ta depinde soarta unui sau altui om. Nu poți să-ți permiți să bagi joc de soarta cetățenilor. Ghiță, expertizele sunt simple sau nu? Care e părerea ta? Nu, categoric nu sunt simple. Mai ales că baza de date la care te raportezi este cum este. Cei 100 de ani de comunism ce au spus amprenta. Daniel, uite că totuși n-ai dreptate. Eu consider că aparențele înșală. Știi, de multe ori mă bucuram, fii atent, mă bucuram că, băi, ce simplă e asta. Și când mă duc, ce găsesc? Fii atent, Daniel, fii atent, da. Într-o zi recent, ci că un cetățean a folosit 484 de metri pătrați, și-a făcut casă, și-a extins-o până acolo, fără act, e adevărat. Și când mă duc să o descoper, mă duc la Ghiță și zic, băi, Ghiță, ce părere ai tu aici? Cum facem? Fii atent, găsim că pe terenul ăla care era în folosință, erau încă două parcele, luate terenul din două parcele. E simplă, domnul, e simplă. Și când te duci să vezi că sunt dezmembrate din 1935 și sunt cârnatul de numere topografice care nici nu știi de unde să le iei și citești, e foarte simplu, într-adevăr, e simplu când citești la final. E simplu. Există un procent simplu. De exemplu, eu am avut săptămâna trecută să fac o propunere de partajare a unui imobil din Etera. Totul corespunde, doar că nu se înțeleg părțile și vor două variante. Lucrurile ca să nu mai... Cât e la sută? Câte lucrări de genul ăsta? Păi nu sunt, poate 10% dacă. De ce? Mă taci, mă tu ai file. 1% poate sunt. 1% dacă sunt. Domnul Votor, așa multe expertize atât de simple? Păi depinde și de expert, cât de simplă e expertiza. Expertul aici expert ai pus bun, punctul pe ei. Dacă expertul e bun, totul e simplu pentru el. Nici chiar așa. Tot trebuie, Daniel, ai luat-o, acum e clar. Nu, dar 10%, eu zic, e un procent rezonabil. Că sunt unele acțiuni în constatare, sunt unele expertize simple, dar, repet, în ultimii ani sunt foarte puține simple. Da, și constatăm că vecinul de peste drum e vecinul lângă drum. Lângă... Acum 15 ani, 20 erau mult mai simple, părerea mea asta este. Dar cu ce a trecut timpul, odată cu trecerea timpului, s-au mai complicat. Dar în multe cazuri, în multe cazuri, avocații complică situația, pentru categorii. Că tu... prezinți o situație clară și după aia vin cu obiecțiuni, cu chichițe, cu hai, cu mai și ajungem la ce ai spus tu, dragul meu, dialog. De aia trebuie să promovăm parteneriatele pe care eu le-am propus. Unii n-au înțeles nimic, le-a fost greu să citească site-ul centrului PIFCA, pentru că acolo au modele de cum trebuie lucrat. Dar e greu, mai bine lucrează pe unii și pe alții decât să lucreze ceva bun pentru aproapele lor. E o problemă mare de înțelegere. Aș vrea acum să conchidem această emisiune pe rând. Din suflet, fiecare să spună ce așteptări are de la nou regulament de expertiză. Domnul Botod. Păi cele mai mari așteptări sunt legate de aviz, bineînțeles. Eu aș dori ca inspectorul de cadastru să fie scos
în totalitate din procesul de avizare, să obținem avizul online, pentru că este vorba numai de modul de corectitudine a utilizării bazelor existent în baza de date a oficiului. Da? O întrebare. Numai bazele de date de la oficiu se iau calculele pe care le face un expert? Nu. Deci, în multe cazuri, adică oamenii trebuie să înțeleagă diferențele între un expert și o persoană fizică. Noi putem să obținem de la primării tot felul de informații sau de la persoane pe care le utilizăm. Și atunci, ce verifică oficiul? Ei n-au auzit niciodată de lucrurile alea. Ce se întâmplă? Mai mult, recent, pe procesul verbal de recepție a apărut un mesaj cu nu știu ce strat și, culmea, nici inspectorul nu știa care este sensul acelui mesaj. A trebuit să facă o corespondență cu oficiul să-mi spună sensul mesajului, pentru că eu am depus procesul verbal la judecătorie. Nici ei nu știau, nici oficiul nu știa și am ajuns într-o situație destul de... Noi sperăm că acum vom avea acest dialog, vom purta comentarii și vom merge mai departe. Hai să vedem ce așteptări ai tu, Ghiță, de la acest regulament nou pe care îl vom audia mâine. Transparență, cum am spus la început, de îndată ce o expertiză este înregistrată ca depusă la instanță, ea să apară în stratul de etera de expertiză judiciare, să se cunoască cu litigiu, de îndată să se poată fi eliberat acel aviz care să fie doar că se încadrează sau nu în sistem național, că există sau nu există suprapuneri cu imobile la data când s-a încărcat și s-a depus la judecătorie acea expertiză judiciară și în rest. În continuare, să mă păstrez accesul la date, cât mai simplu, cu cât simplificăm lucrurile, cu cât mai facil are acces un expert la bazele de date, cu atât va putea să elaboreze o expertiză mai bună. Daniel. Și eu sper că accesul la bazele de date se va pune accent pe el, dacă tot mergeți mâine acolo și poate o să mai fie experți, mie mi se pare cel mai important lucru. Accesul la cărțile funciare vechi ar fi mai mult decât necesar, ne-ar facilita să întocmim rapoartele mult mai repede, să nu mai pierdem timp să umblăm pe la cărțile funciare, ținem acolo și la noi acum calculatoare unde ai acces la ele, dar asta se întâmplă doar la birourile de carte funciară și dacă prinzi mai mult autorizații acolo sau înghesuială, nu poți să faci treaba cum ai dori. Deci este foarte important accesul la cărțile funciare. Nici nu îndrăznesc să sper că o să am avea acces și la padurile vechi și la ceea ce s-a scanat, așa cum s-a vorbit mai înainte, pentru că, hai să zicem că e prea mult dintr-o dată, dar accesul la cărțile funciare, eu zic că ar fi necesar și cât mai repede ar trebui să avem acest acces. Iar cu privire la aviz, într-adevăr, asta este soluția, eliminarea inspectorului din flux și avizul să-l fie dat de sistem imediat după introducerea conturului litigiului care îl avem. Ce așteptări am eu? După o muncă de mulți ani, 2014 până în 2023, pot să mulțumesc bunului Dumnezeu că am identificat pe parcurs oameni cu mare suflet, cu oameni cu mare dăruire față de profesia lor, de respect. Și vreau să vă dau o veste bună, pentru că citind ceea ce vor să ne propună, respectă principiile. Este foarte important acest lucru, este o dorință fabuloasă. Vom vegea ca să respectăm legea. Conform Constituției din România, nimeni nu este deasupra legii. Nu ne propunem să eliminăm avizul, pentru că articolul 336, alineatul 3, spune foarte clar și răspicat pentru toți cei care vor să nu denatureze lucrurile. Acolo unde legea dispune, avizul, nu, raportul de expertiză nu poate fi depus în instanță. Pe cale de consecință, nu putem să mai manipulăm oamenii cum se întâmplă și cum spunea profesorul Bărțun.
opt din intelectual manipulează lucrurile ca șeful să audă ce îi place. Trebuie să terminăm cu prostile, să ne asumăm responsabilități. Personal, îmi doresc ca agenția să fie o instituție performantă, are această capacitate, îmi doresc ca directorul general care este actualmente să aibă rezultate pozitive, pentru că asta mă simt și eu. Am învățat acest lucru de la un neamț care m-a învățat când am fost în delegație în Germania și mi-a spus: nu, dragul meu, dacă patronului meu, păstrând proporțiile și asimilitudine, îi merge bine, merge și mie. Dragi români, nu încercați să săpați, nu fiți găști, nu fiți oameni care nu-i doriți reușita șefului și nu-i băgați în față acele documente de care nu trebuie să le aprobe. Personal, am curajul asumării răspunderii. Sunt convins că fiecare dintre noi poate să învețe, de aceea suntem echipă, sunt convins că fiecare poate să aducă plus valoare și sunt convins totodată că mesajul pe care îl înaintăm colegilor noștri este de a construi și nu de a dărâma. AF România, asociație profesională non-profit, a urmărit și urmărește întotdeauna înfăptuirea binelui public prin fapte și acte. Drept urmare, propunerea noastră este să strângem rândurile și să construim. Prea mult s-a dărâmat în țărișoara noastră scumpă. Și totodată să mergem, ceea ce ne spunea profesorul Borțun în emisiune, să construim grădina Maicii Domnului care este România. Doamne, dă înțelepciune tuturor experților, celor cu gânduri ascunse, elimină-i, fă-i de rușine, și ajută-ne ca ceea ce ne propunem pentru poporul român să și înfăptuim. Doamne ajută, binecuvintează România și dă multă înțelepciune mâine celor care se vor aduna să facă un bulgăr de diamant să strălucească. Să ne vedem sănătoși!